Bună, dragi prieteni! Sunt tot aici pe barta cu surprize, dar nu mănâncă toți pescarii, să vaite că nu mănâncă și într-adevăr nu o ia. Și am venit astăzi pentru o partidă scurtă, așa de vreo oră, două, să vedem dacă putea să rezist. Prea e norat, baie senin, dar o căldură insuportabilă. Cred că peste 35 de grade. Și voi pescui cu montura care o știți, forfac de 10 cm. Aici am un 0.14 la forfac, 0.16 pe linia principală, plută de păun, băz de 3 metri, filmez cu două camere, camomeală, pâine cu colorant alimentar. Și pun niște bobițe de-astea mai mari așa. Ce să vă zic, rămâneți cu mine, poate îi prinde și eu ceva. Uitați cum se face bățul. Am scăpat. Nu știu ce se întâmplă, dar vine numai cărășii de ăștia mici. De la căldură, nu știu ce se întâmplă. Da. Ciortan, ciortanel. Hai mă, ce poze. Ce periculos. Ce periculos. Pericol. Ciortan. Da. Uitați ce trage din cauza căldurii. Ăla mare s-a dus la apă mare. Uitați ciortănei de ăștia mici. Ăștia trage așa. Asta e mai frumosel. Mai frumosel carasul. Da. Cărășei mici, nu știu de ce merge așa mici din cauza căldurii. Aici e pești mari, nu știu de unde a venit ăștia mici. Cred că a venit din altă baltă. Da. Thank you.
Cam atâta, prieteni. E o căldură insuportabilă. Nu pot să mai stau. Așa am zis de la început că nu o să stau mult, cam o oră, o oră jumate. Nu se poate pescui, căldură mare și nici nu mănâncă. Dau drumul și la peștișori ăștia. Ei. Cam atâta, bro. 7 sau 8, nu țin minte cât exact, 7 sau 8. Până data viitoare, toate cele bune. Vă pup.